Dacă în mod normal temperaturile din zona de câmpie sunt mai ridicate decât cele din zona montană, zilele acestea, în Dâmbovița, are loc fenomenul de inversiune termică, prin care temperaturile maxime sunt cu mult mai ridicate în zona montană decât în restul regiunilor. Pe parcursul anotimpului toamna le spunem noi meteorologie acele inversiuni de temperatură. Acestea se datorează pe fondul norilor care în această și a ceței care în această perioadă este mai mult prezentă în zonele de câmpie, în zonele joase. Vremea rece și capricioasă va continua și în următoarea perioadă la Târgoviște și nici ploile nu vor dispărea. Un alt fenomen care își va face simțită prezența va fi ceața. Pentru următoarele zile vremea se va menține în continuare închisă, mai ales pe parcursul zilei de vineri, când va rămâne mai mult acoperită, mai mult închisă. Se vor semnala ploi și burnițe, mai ales în zona de câmpie a județului. Zonele mai înalte de deal și munte vor avea parte de vreme ceva mai bună și cu temperaturi chiar mai ridicate decât cele din zonele de câmpie, unde pe fondul norilor joși vom avea și local fenomenul de ceață. Nici de alegeri toamna nu se va arăta prea prietenoasă. Duminică, 16 noiembrie, se anunță vreme închisă și ploioasă.